Bună seara, sunt Violeta și l-am alături pe Dan de la BKO. Bună seara! Sărmâna! Felicitări! Mulțumesc frumos! Ce ne puteți spune despre meciul din această seară? Ca de obicei, un meci frumos, deschis, un pic pe contre, o echipă foarte bună, fair play, ca în fiecare an. A fost un meci cu puține goluri, dar un meci foarte frumos. Considerați că meciul a fost agresiv? Un pic în repriza a doua, da, când au început deja să mai obosească băieții, a fost un pic mai tare. Ce le-a lipsit băieților în seara asta? Băieților lor? Nu le-a lipsit. Au jucat bine, noi am finalizat de mai multe ori și mai multe goluri. Ei au jucat foarte bine și ei. Au avut ghinion? Au avut și un pic de ghinion, da. Ați remarcat pe cineva totuși în echipa lor? Ei sunt o echipă, joacă toți la fel de bine, sunt foarte buni. În echipa voastră? În echipa noastră, noi ca de obicei ne-am distrat. Nu avem individualități, un jucător care să fie foarte bun, mai bun decât ceilalți. Suntem o echipă compactă, o echipă bună. Care a fost momentul în care ați fost sigur de victorie? Probabil că la 4-0. La 4-0 atunci am fost sigur de victorie. Probabil că atunci. În etapa viitoare vă așteptați la o echipă mai puternică? Nu știu exact cu cine avem etapa viitoare, dar toate meciurile sunt grele, toate echipele sunt bune. Noi sperăm să jucăm la fel de bine. Felicitări, o seară frumoasă! Să rămână, mulțumesc mult și salut pe toți! La revedere! Nu uitați să dați like paginii noastre Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor de la Homa, Sport Shop și Cipita! Pup, pup!